Plec de la premisa că fiecare om din lumea asta care și-a făcut o afacere vinde ceva. O vânzare se bazează pe încredere, în primul și în primul rând. Corect? Nu pot să cumpăr ceva de la un site fantomă pentru că am văzut pe EMAG. Chiar dacă pe EMAG e mai scump, am încredere că EMAG, dacă mi se întâmplă ceva cu produsul, îmi rezolvă problema. E încredere. Nu plecați din punctul A direct către vânzare. Construiți mai degrabă încrederea. Dacă eu mă duc acum în fața cuiva și încep să povestesc cum Volkswagen pasa, da? Fără intenția de a-i vinde. Și mă duc și încep să zic, uite, are și piele, face și asta, face și asta, are și 250 de cai n-ai mai văzut în viața ta. Cineva o să fie curios și o să fie atent. Acel cineva se abonează la pagina mea. Acel cineva primește notificări și update-uri de la mine într-un mod constant. Acel cineva poate cumpăra de la mine peste 3 ani, peste 5 ani, peste un an sau deloc. Corect? Toate sunt adevărate și toate sunt false în același timp. Dar dacă eu nu ajung la acel cineva să-l fac să aboneze la pagina mea, îmi diminuez considerabil șansele ca el vreodată să ajungă să cumpere de la mine.